Bună dimineața, în primul rând. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a ne fi alături la o conferință de presă prilejuită de un nou parteneriat ce se va semna astăzi între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Onești. Și practic continuăm ceea ce am început acum foarte mulți ani, și anume una dintre prioritățile noastre ale Partidului Social Democrat, ale Consiliului Județean Bacău și Primăria Municipiului Onești, și anume să investim în sănătate. Dar înainte de a începe propriu-zis să spun conferința de presă, dați-mi voie să, și de a semna contractul, dați-mi voie să vă prezint invitații noștri de astăzi. Și încep de la stânga, domnul președinte Benea, fost președinte de Consiliul Județean, actualmente europarlamentar și președinte al organizației județene PSD Bacău. Domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Brașoveanu. Domnul deputat, fost ministru al transporturilor, domnul Șova. Doamna doctor care până acum aproximativ 2 săptămâni a fost manager al Spitalului Municipal Onești și cu care împreună am desfășurat proiecte și investiții în cadrul acestei unități medicale. Doamna secară, și în partea dreaptă actualmente sau actualul manager al unității medicale, domnul Nicolcea, în stânga președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Onești, domnul Panfil, și un membru al Consiliului de Administrație, unul dintre membrii, dintre cei 4 membri al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal, domnul Blidaru. În sală mai sunt și alți colegi de-ai noștri care sunt fie membri în Consiliul de Administrație, fie membri în Consiliul Director și invitați ai presei. Așadar, domnilor, dați-mi voie să vă spun că sunt extrem de bucuros și emoționat astăzi să constat atenția cu care Consiliul Județean continuă să fie alături de oneșteni și nu doar de oneșteni. Știți și dumneavoastră mai bine decât mine că mai bine de 100.000 de locuitori ai județului Bacău, de pe Valea Trotușului, de la Comănești până la Urechești, de la Sândulen până la Mănăstirea Cașin, beneficiază și apelează la serviciile medicale oferite de către Unitatea Medicală din municipiul Onești. Încă de acum 6 ani, Consiliul Județean a fost alături în niște investiții, alături de Primăria Municipiului Onești. Atunci când domnul Bene era președinte al Consiliului Județean, a susținut consistent reabilitarea 4 secții din Spitalul Municipal Onești, oftalmologie, interne, ORL și realizarea unui obiectiv important cu care noi astăzi ne mântrim, pot spune așa, realizarea centrului de primiri urgențe. Deja aceste investiții au fost implementate, realizate, sunt în, să zic, în circuitul medical și se pot bucura de ele toți beneficiarii serviciilor medicale ale unității medicale din Onești. Și pe de altă parte am început noi parteneriate vis-a-vis de reabilitarea stației de ambulanță de la Onești, încă de anul trecut contract semnat, asociere Consiliului Județean Primăria Municipiului Onești, și iată că printr-o voință politică și administrativă, Consiliul Județean Bacău săptămâna trecută a aprobat în unanimitate asocierea pe lângă Moinești și cu spitalul din Onești pe reabilitarea, practic parcurgerea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile, și anume creșterea eficienței energetice la Spitalul Municipal Onești. Este un proiect mare, un proiect care va aduce un plus de calitate al serviciilor medicale, care constă în implementarea unui sistem performant de încălzire la Spitalul Municipal, reducerea, bineînțeles că interesul este reducerea noxelor ce poluează atmosfera, reabilitarea cu un echipament de ventilație, încălzire,
pompe noi, centrale noi, anveloparea Spitalului Municipal a tuturor clădirilor cu un sistem termic performant și tot ceea ce poate conduce la un sistem de îmbunătățit în ceea ce privește reabilitarea termică. Un contract de aproximativ 6 milioane de euro, proiect gândit, conceput, elaborat și împins de la spate, dacă pot spune așa, spre finanțare de primăria municipiului Ionești, dar cu o finanțare de aproximativ 1 milion de euro, sumă pe care municipalitatea în condițiile actuale nu și-ar fi permis să o susțină integral. În aceste condiții, Consiliul Județean a venit cu suportul de 95%, mă scuzați, din acest 1 milion de euro, iar doar 5% din totalul de 1 milion revine ca susținere financiară Consiliului Local Onești. Totodată, după aprobarea în Consiliul Județean și Consiliul Local Onești, a aprobat acest parteneriat și această cofinanțare și iată că astăzi, împreună cu președintele Consiliului Județean și cu managerul actual al Spitalului Municipal, vom parafa acest contract și sperăm să ne mobilizăm astfel încât partea de organizare a licitației publice să fie una pe repede înainte și lucrările să poată să înceapă cât de curând. Nu pot să fac decât să vă mulțumesc și cred că este de bun augur și se cuvine ca persoana cu care am început acest parteneriat încă de acum 6-8 ani, mă refer la investiții majore în sistemul de sănătate din Onești. Eu pe atunci având calitate de viceprimar și dumnealui calitate de președinte al Consiliului Județean Bacău, să ne adreseze câteva cuvinte. Așadar, domnule președinte, vă rog. Mulțumesc, domnul primar. Da, într-adevăr, eu n-am avut privilegiu, să spun așa, să lucrez ca președinte al Consiliului Județean cu primarul Nicolae Ignatiuc. Am lucrat cu viceprimarul Nicolae Ignatiuc, ulterior colegul meu Sorin Brașoveanu, ca președinte al CJ, a lucrat cu primarul Nicolae Ignatiuc. Două lucruri pe înțelesul tuturor. Din punct de vedere, prin constanta discuțiilor între mine și Nicolae Ignatiuc, viceprimar sau primar, au fost investițiile în sănătate. Compartiment de primire urgențe, modernizarea secțiilor, contractul de astăzi. Cam asta a fost nota dominantă a discuțiilor administrative pe care le-am avut. Pe zona de infrastructură a avut aceeași constantă cu colegul Lucian Șova de la discuția cu finanțarea podului, cu obținerea vizelor pentru deschiderea podului în decembrie. De la acei 5 km istorici asfaltați și până la acest proiect al autostrăzii A13 Bacău Onești-Brașov, că putem pune Oneștiu pe harta acestei autostrăzi, pentru că trece tangent cu municipiul Onești. Pe această zonă a infrastructurii discuțiile au fost Nicolae Ignatiuc, Lucian Șova. În rest, știu că în Onești se întâmplă lucruri pozitive. Noi astăzi n-am venit la Onești după Moinești. N-are nicio conotație, pur și simplu coincide cu o acțiune politică pe care o avem începând cu ora 12. Dar trebuie să pun un contrast între ceea ce s-a întâmplat la Moinești în colaborarea dintre administrația locală și managementul spitalului și ceea ce s-a întâmplat la Onești. Ieri ați văzut la Moinești, nu m-am ferit să spun lucrurilor pe nume, în sensul că primăria Moinești nu a avut un partener, nu și-a dorit să aibă partener pe domeniul sănătății Spitalul Municipal Moinești. În schimb, la Onești lucrurile stau cu totul și cu totul altfel și în timpul managementului doamnei Secară și în timpul administrației Ignatiuc, colaborarea a fost una foarte strânsă, foarte bună, foarte eficientă. Sigur că spitalul din Moinești poate este mai apreciat, nu știu dacă în mod corect sau incorect, mai apreciat decât Oneștiu, dar asta se întâmplă datorită faptului că acolo managerul Cotărleț a început activitatea de prin 2003-2004, deci aproape 16-17 ani, în timp ce la Onești, semnificativ, lucrurile din punct de vedere a sănătății, lucrurile au început să se miște semnificativ
începând cu 2013-2014, adică o foarte bună colaborare spital, primărie, Consiliul Județean. Cam de atunci și practic de aici poate este o diferență de percepție între ceea ce oferă Măineșu și ceea ce oferă Unești. În rest, ca strategie la nivel județean, evident că și cât am fost eu și cât și mandatul domnului Brașoveanu, strategia pe sănătate a început cu Spitalul Județean de Urgență și aici asigur că o bună intervenție aș vrea să aibă și colegul Lucian Șova. Spitalul Județean de Urgență, Bacău, după care Spitalul Onești și Spitalul Măinești, pentru că din punct de vedere a ariei acoperite, evident Onești o acoperă 30% din populația județului Bacău, este peste Măinești, dar repet, ca să lucrurile să funcționeze și progresele să fie vizibile cu ochiul liber, trebuie să existe o bună colaborare între ei, primărie, spital și Consiliul Județean. Mă bucur să constat că lucrurile merg bine aici la Spitalul Onești, în Municipalitatea Oneșteană, și am să mai revin o dată la final după ce vor spune gândurile lor și ceilalți colegii mei. Domnul primar, cedeți legătura. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș continua cu luarea de cuvânt a doamnei manager, secară, după care domnul Șova și aș încheia eu cu domnul președinte Brașoveanu și domnul Nicolcea. Așadar, doamna secară, poftiți. Și bine ați venit la noi. Mă bucur foarte mult să avem această întrevedere în care eu doresc să mulțumesc încă o dată atât Consiliului Județean, cât și Consiliului Local, cât și domnului primar Nicolae Gnatiu, pentru toată această echipă pe care am făcut-o întotdeauna, pe care am format-o întotdeauna, în susținerea spitalului. Este adevărat, așa cum spune domnul președinte Benea, este această colaborare a început cam în anii 2013-2014 și a fost de bun augur și a fost foarte strânsă și s-a observat dezvoltarea spitalului, zic eu, de către toată comunitatea. Eu pot să spun că simt pulsul comunității, simt că există o satisfacție în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor medicale, a dotărilor spitalului, a infrastructurii spitalului în acest interval. Sigur, perfecțiunea nu există. Ne îndreptăm către ea, încercăm să mergem cât mai aproape de cerințele populației și cerințele comunității, cât mai aproape de nevoia de servicii medicale pe care o avem. Țin să spun că în continuare suntem o echipă, în continuare împreună cu noua conducere și împreună cu reprezentanții Consiliului de Administrație, ai Consiliului Local și, bineînțeles, domnul primar și Consiliul Județean, domnul președinte al Consiliului Județean, vom forma echipă. Toți medicii noștri, zic eu, înțeleg că nu se poate să avem eficiență în sănătate fără această conlucrare foarte strânsă. Și unii pe alții, zic eu, ne înțelegem în ceea ce privește nevoile pacienților noștri. Adică oficialitățile ne înțeleg pe noi și noi încercăm să venim cât mai aproape de cerințele și reglementările pe care le întâmpinăm împreună când realizăm anumite proiecte. Încă o dată vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim. Domnul deputat, fost ministru al transporturilor, domnul Șova, un partener foarte serios și țin să-i mulțumesc și cu această ocazie, chiar dacă ulterior la conferința municipală o să am o dezbatere mai amplă pe acest subiect, țin să-i mulțumesc și acum public pentru parteneriatul dumnealui și pentru susținerea vis-a-vis de podul de peste râul Trotu și calea Adjudului.
Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc. Dar fiindcă suntem totuși sub auspiciile programelor privitoare la sănătate, mă voi referi doar la aceste aspecte cu această ocazie. Suntem aici și vedem încă o probă în plus că PSD, prin Consiliul Județean pe care îl conduce, susține investițiile în sănătate, în sistemul public. Aș sintetiza spunând doar că PSD susține sănătatea pentru toți, spre deosebire de PNL, care prin privatizare face sănătate, face medicină pentru hoți. Acest lucru nu trebuie să ne scape nimănui. Și vreau să mai transmit un mesaj lui Orban și lui Costache să dea bani la sănătate, Orban și Costache să finanțeze sistemul public de sănătate, să dea bani pentru radioterapie 2 la Spitalul Județean Bacău, pentru că altfel vor avea pe conștiință bolnavii de cancer ce ar fi putut fi tratați începând cu sfârșitul acestui an și prin intermediul celui de-al doilea reactor de terapie, radioterapie. Aceste lucruri mă preocupă, aceste lucruri trebuie să fie cunoscute de toți cetățenii care au nevoie de servicii de sănătate. Altfel, urez succes în continuare și în lunile următoare echipei de la Primăria Onești, lui Nicu, pentru că au arătat că pot face din municipiul Onești, pot deschide căi de modernizare, de susținerea cetățenilor acestui municipiu. Mulțumim! Să știți că și susținerea Consiliului de Administrație implicită a Consiliului Director este una importantă și consistentă în acest mandat pe care aproape îl închei, și prezența domnului Gelu Panfil aici nu este una întâmplătoare. M-am bucurat de sprijinul domniei sale în Consiliul Local vis-a-vis de proiectele importante pentru Onești și cu atât mai mult în proiectele importante pentru Spitalul Municipal. Iar implicarea dânsului alături de domnul Blidaru, de doamna Corina Alexe și de Consiliul Director vis-a-vis de modul cum funcționează astăzi unitatea medicală din Onești a fost una consistentă, consecventă și și-a arătat roadele. Așadar, dați-mi voie să-i și mulțumesc public și să-l rog să ne adreseze câteva cuvinte și domnul președinte al Consiliului de Administrație, domnul Panfil. Mulțumesc, că sunt deopotrivă onorat și oarecum surprins de faptul că mă aflu aici. Da. Așa este, primarul Gnatiu care are dreptate. În urmă cu aproape 4 ani de zile, în urma unei discuții pe care am avut-o cu dumnealui, proaspăt primar atunci, i-am asumat această responsabilitate de a prelua administrația Spitalului din Onești. Evident, am construit împreună o echipă care eu apreciez că este una competentă. Și da, am demonstrat că se poate. N-a fost ușor. Ne-am confruntat cu o grămadă de probleme, pentru că știți foarte bine cât de greu este să apeși pe fonduri europene, însă cu multă consecvență, cu sprijinul din partea colegilor, fără de care nu am fi putut, și evident cu sprijinul primarului necondiționat în ceea ce a însemnat spital, ne aflăm astăzi aici. La momentul demarării acestui pact al proiectelor, am gândit împreună trei direcții. Una privea, evident, infrastructura și vedeți proiectul de față. A doua vizează încă, pentru că mai avem un pas mic de făcut, dar o să-l facem și pe acesta. Vizează dotările la spital. Ne aflăm pe o axă de finanțare POCA de 2,5 milioane de euro și așteptăm să semnăm contractul. Dacă dă Dumnezeu, poate săptămâna viitoare semnăm și acest contract. Și avem și o axă în ceea ce privește resursa umană, pentru că dacă am făcut o grămadă de lucruri frumoase, trebuie să recunoaștem că mai avem de lucru și lucrăm la treaba asta. Există încă o axă de finanțare, tot pe POCA, de 2.400.000 de euro, centru de excelență la Spitalul Onești, proiect care se află în desfășurare. Ca și concluzie,
îmi vine în minte o sintagmă pe care o iubesc foarte mult. Concepte estetice impun ca persoane compatibile între ele să se apropie în cercuri concentrice. Acesta a fost modul colaborării mele cu primarul Natiu și Consiliul Local. Și pentru că ne aflăm la final de mandat, zic eu, mulțumesc echipei de management pentru tenacitatea până la urmă de care a dat dovadă, colegilor din Consiliul Local, pentru că trebuie să recunosc că a fost unanimitate întotdeauna ceea ce, indiferent de culori, albastru, roșu, galben, lumea nu a ținut cont la unei și acesta este un mare lucru. Poate reușim să exportăm această temă la proiecte mai mari. Gândiți-vă cum ar fi să vină toți parlamentarii din județ și să zică, da, domnule, susținem acest proiect. Eu nu trăiesc această speranță că, într-un final, va înțelege toată lumea că, de fapt, proiectele sunt cele care rămân. După urmă, oricărui politician, toți suntem vremelnici. Un mandat, două, după care ne uităm în urmă și vedem ce a rămas. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru colaborare. Și pentru surpriza frumoasă de a fi fost invitată. Da, da, asta am semnalat-o de prima dată, da. Și sper că în continuare, indiferent, să trecem de paradigme politice și să facem în continuare echipă. Păi tocmai de asta v-a invitat domnul primar să vadă dacă susțineți la modul propriu autostrada. Cu mare drag, și cu o dată de ipocrizie să nu susțin un asemenea proiect care e mai mult decât important. Și ca să dăm prilejul mai multor comentarii, invit pe toți cei prezenți la prezidiu și la conferința municipală. Fie că suntem PSD-iști, fie că suntem, mă refer la prezidiu de acum, să ne fie alături la conferința municipală, fie că sunt membri PSD, fie nu, au de învățat foarte multe de la organizația PSD Onești și organizația județeană. Surprize și este un prilej bun să puteți să dobândiți cunoștințe noi. Oricum trebuie să vă rămâne dator, domnul Panfil, că e primul oneștean care semnează pentru a 13. Da, e oroare iarăși a doua. Ceea ce tot s-a deschis subiectul investițiilor în sănătate, fie că vorbim de fonduri europene, fonduri guvernamentale, este bine de spus că, și mi-a adus aminte și domnul președinte Benea, că acum un an de zile eram la Iași. Eram la Iași la o întâlnire, tocmai pe o temă medicală, alături și de domnul Nicolcea și de doamna Secară. Și atunci s-au pus bazele unui nou parteneriat, practic s-au pus bazele realizării unui proiect care se materializează acum. Și este vorba despre sterilizare. Nu știu dacă știți. Sterilizarea a semnat, contract semnat, se implementează astăzi la UNE și, domnule președinte, să știți că dumneavoastră atunci ați fost cel care a susținut acest doamna proiect. Pintea, doamna Pintea. Alături de ministrul PSD de atunci. Doamna Pintea ne-a pus în mișcare atunci, că a încercat însă și este un lucru foarte bun. O strategie a sănătății în zona de nord-est și ne-a pus pe drum la Iași și la întoarce domnul primar Gnatiuc a făcut o invitație și am discutat acest proiect mai în amănunt și iată că astăzi îl pune pe... Astăzi unul este în implementare, iar altul este la etapa semnat. De semnat. Și ce, vreau să știți și dumneavoastră și toți cei prezenți că, iată, datorită faptului că am aplicat pe fonduri europene, pe POCA, am semnat contracte, se implementează o serie de medici de la Spitalul Municipal Onești. Astăzi sunt la niște cursuri de perfecționare în Italia, din câte știu. Sper să nu greșesc, nu? Și este foarte, foarte, foarte important. Așadar, dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, Bacău, domnul Brașoveanu, și mulțumesc pe această cale anticipat pentru disponibilitatea dânsului de a susține în continuare investițiile în sănătate la Onești. Da, mulțumesc, domnule primar. Apreciez perseverența, în primul rând, a administrației Gnatiuc, pentru că am avut această onoare de a duce mai departe investițiile și de a da prilejul să putem colabora, să conlucrăm și să punem în valoare aceste investiții atât de mult așteptate de către locuitorii din zona Onești. Și văd că în forță a intrat și în anul 2020, că acum o lună și câteva zile am fost martorul semnării unui contract de finanțare foarte, foarte important pentru oneșteni și care are în centru atenției un element vital pentru viața și calitatea vieții locuitorului acestei zone, și anume apa. Continuăm
investițiile în, aproape în fiecare an, în 2016 am finalizat ceea ce s-a început acum 6 ani de zile cu unitatea de primiri urgențe aici, punerea în funcțiune, după aia în aprilie 2018 cele 4 secții, în 2019 am continuat cu modernizarea secției de ambulanță și continuăm și astăzi cu această lucrare și iată că specialiștii echipei de management de aici de la spital, împreună cu cei din aparatul propriu al primăriei municipiului Onești sub umbrela coordonarea domnului primar Natiuc, prin această finanțare de aproape 6 milioane de euro, venim la partea de cofinanțare să continuăm acest proiect atât de important și prezentat aici de domnul primar. Consiliul Județean rămâne ca și obiectiv prioritar la, în toți acești ani, sănătatea. Sănătatea și atragerea, investițiile în sănătate și atragerea de noi finanțări privind completarea obiectivelor atât de importante în tot județul acesta. Fie că vorbim de Spitalul Județean, fie că vorbim de Spitalul Municipal Onești, Moinești, Buhuș, toate sunt prioritare și toate avem diferite parteneriate sau asocieri. De altfel, două obiective importante pentru sănătatea băcăoanilor și aici, co-creatorii acestei idei și acestui proiect, e vorba de secția de radioterapie și de anul trecut a început tot cu fonduri guvernamentale și vorbesc de guvernarea social-democrată care a asigurat finanțări substanțiale, 12 milioane de euro, 6 milioane și ceva la secția de radioterapie și prin Compania Națională de Investiții, pavilionul vechi, unde sunt, va fi modernizat, extins corpuri noi, 12 milioane și ceva de euro care vin de la asigurate de guvernarea social-democrată. Iar acum, la începutul acestei luni, pe 7 februarie, am semnat contractul de proiectare și execuție la extinderea celui de-al doilea buncăr. Cum foarte bine a menționat aici domnul Șoba, care spun a fost co-creator acestei idei și autorul la ceea ce a însemnat finanțarea în județul Bacău pe acest obiectiv. Acum așteptăm și s-a semnat în septembrie și contractul cu furnizorul de achiziționare, cel de-al doilea accelerator de particule. Un singur element, se știe, așa cum de altfel ministrul sănătății de atunci a promis, avem nevoie de finanțare. Așa că ministrul sănătății, ministrul Costache, să asigure finanțarea pentru cel de-al doilea accelerator și cred că asta ar fi prioritatea, să ne întrebe, că noi știm foarte bine care sunt nevoile aici la nivelul comunității. Nu să ia decizii și să privatizeze ceea ce guvernul social-democrat a investit în serviciile publice de sănătate. Mulțumesc! Am o mică precizare. Noi, primul oneștean care a semnat este Gelu Panfil, dar autorul moral al lansării acestui proiect la Onești este primarul Oneștiului, care duminică seară, după ce a văzut ieșirile publice și a mea și a domnului Șova, a zis, domnule, cred că cel mai potrivit loc de lansare din punct de vedere politic a acestui proiect este municipiul Onești și pentru aceasta vă propun să organizăm conferința municipală a organizației sâmbătă. Probabil se profilează și vestea bună pe sănătate, dar și sigur că răspunsul a fost pozitiv din două motive. Vă spuneam mai înainte că putem vorbi de Bacău, Onești, Brașov, practic, și al doilea motiv, nu știu dacă mulți cunosc că în Onești, Oneștiul este unul din puținele municipii din județ care a reușit să atragă investiții private ce au generat locuri de muncă de peste 1000, nu? În ultimii 2-3 ani. Peste 1000-1500, ceea ce este o cifră importantă de locuri de muncă rezolvate. Nici nu vreau să-mi imaginez ce ar însemna ca această autostradă să existe, să fie în funcțiune peste 5-6 ani, că nu, mai repede 5-6 ani în funcțiune, nu cred. Ce ar însemna pentru Onești, ce atractivitate ar avea
în condițiile în care s-a reușit în acești 3-4 ani, s-au reușit 2-3 investiții private, străine, generatoare de locuri de muncă. Deci, într-adevăr, la Unești merită lansat această inițiativă de susținere exclusivă a proiectului A13 Bacău-Brașov. Repet, proiect care nu este în etapa de desene colorate pe hârtie, ci este într-o etapă importantă, chiar matură, aș îndrăzi să spun, așteptăm desemnarea câștigătorului pentru întocmirea SF plus PTH, licitație lansată în prima jumătate a anului 2019, anului trecut. Îmi amintesc chiar la pod la Unești, când s-a dat drumul la lucrări în mai, anticipam acel anunț, a venit peste 5-6 zile și de atunci a pornit această licitație, care așteptăm cât mai repede deznodământul, astfel încât acea firmă să purceadă la întocmirea documentației tehnice pentru faza premergătoare sau penultima fază înainte de execuție. Avem și cel mai puternic antreprenor român de mare infrastructură, firma domnului Umbrărescu, care lucrează la centura Bacului și a zis în ce ritm se lucrează. Deci avem un climat favorabil astfel încât să putem visa cu ochii deschiși, dacă pot să spun așa, la realizarea acestei autostrăzi A13 Bacău, Onești, Brașov. Așadar, mulțumesc, Nicu, pentru invitația lansată pentru ziua de astăzi și dacă ești autorul moral al acțiunii de astăzi, poate ești și al doilea semnatar din Onești, al doilea după domnul Panfil. Important este că sunt primul primar din județ, cred, și este un lucru bun. Nu, domnul Vierva a semnat ieri. Măcar atunci sunt primul primar PSD din Onești, din județ. Oricum ești primul primar PSD din județ. Și ceea ce e de remarcat astăzi este că noi nu privatizăm sănătatea, ci noi investim în sănătate. Și investim nu de azi de ieri, nu vom investi doar astăzi și mâine, investim de câțiva ani în sănătate în municipiul Onești și aici mă refer la noi, la echipa PSD Bacău și vom investi și anii ce urmează, că asta e menirea noastră, să facem bine ceea ce alții au făcut rău. Este merg pe lunetă la Logan, merg, nu? Merg. Da? Merg. Două, și să aveți acasă. Ne-am bucurat să aveți mai multe. Da. Mulțumesc, și eu vă mulțumesc, dădea Dumnezeu să fie într-un ceas bun și la managementul spitalului, vedeți dacă poftiți, vă invit, doamna manager, domnule manager. Eu știu că exercițiul logic este că nu cred că există Băcovan să nu susțină așa ceva, da? Haideți să o și punem pe hârtie, că așa pe deducții logice e mai complicat. Da, cu siguranță alături de dumneavoastră, alături de echipa noastră vom demara o campanie în Onești de strângere de semnături. Sunt sigur că și la spitalul municipal și la firmele private care au venit în Onești și au nevoie de infrastructură rutieră, vom găsi oameni care înțeleg și nu doar înțeleg, care au încredere că noi suntem cei care facem diferența. Sunt mulți care vorbesc despre proiecte, dar sunt puțini cei care le demarează și le și duc până la capăt. Corect. Iar dumneavoastră, centura Bacăului, cred că este cel mai recent și mai puternic exemplu pentru băcăuani. Să aibă încredere că noi nu facem parte din categoria celor care spun și nu fac, ci câteodată din categoria celor care spun puțin, dar fac mult, în schimb, să știți. Așa suntem noi. Domnul primar, acum 3 zile, pe 19, în Consiliul Județean s-a aprobat această asociere între județul Bacău și Consiliul Local Municipal Onești. Eu sunt aici cu încă 3 colegi, vicepreședintele Silviu Pravăț, domnul Consiliul Județean Belceanu și domnul Consiliul Județean Bandea Toma. Cu toții am aprobat și susținut și această investiție și cred că mai trebuie ceva menționat odată cu semnătura noastră, că și din banii investiți de Consiliul Local și Consiliul Județean în urmă cu 6, 5, 4, 3 ani, în ultima perioadă, am recuperat o parte din bani din fonduri europene. Iar la Bacău au venit 500.000 de euro din banii investiți. Pe total județ sunt 10 milioane de euro recuperați de la Banca Mondială, ce s-a investit în ultimii... Practic s-a returnat pe finanțare. Și domnul Nicolcea trebuie să se înmulțească. Vă rugăm.
Poate domnul Nicolcea ne spune și viziunea dumneavoastră asupra investițiilor viitoare la Spitalul Municipal de Oneș. Bună ziua tuturor și în numele colectivului Spitalul Oneș vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici cu ocazia semnării acestui acord de asociere. Eu în ultimii 3 ani, în calitate de director economic, am luat parte la susținerea atât de Consiliul Director și specialiști din spital și din primărie la scrierea acestor cereri de finanțare, unde a fost pentru proiecte europene, în faza de precontractare și ulterior în faza de implementare a proiectelor. Referitor la proiectul cu sterilizarea, vreau să precizez că este un proiect care a fost susținut de Ministerul Sănătății cu sprijinul Consiliului Județean al domnului președinte Venea. Suma a fost de 500.000 de euro. Aparatura este achiziționată, a fost achiziționată până la 31 decembrie, deci în exercițiu financiar precedent. Urmează acum lucrările de amenajare a secției care le vom face pe investiții proprii cu ajutorul primăriei Onești. Sterilizarea este ca inima unui spital, pentru că înainte de a face bine, trebuie să nu facem rău. Știți foarte bine problemele cu infecțiile nozocomiale. Iar în ceea ce privește Centrul de Excelență pentru instruirea personalului implicat în programele de sănătate, acest proiect în valoare de 2,5 milioane de euro a avut și o componentă investițională de aproape 200.000 de euro, dintre care cel mai important este dotarea cu un aparat DEXA la endocrinologie, care este deja montat și a început lucrul în urgența spitalului. Iar pregătirea va consta, în afară de cursurile care se țin în țară, 120 de medici vor merge în Cosenza, în Italia, la partenerul nostru care face parte în acest proiect. Prima grupă deja se întoarce astăzi și proiectul va decurge până la 1 martie 2021. În felul acesta și prin alte măsuri care le vom lua, vrem ca efortul investițional susținut și de dumneavoastră, în primul rând, și de Ministerul Sănătății, de Primăria Onești, să se reflecte în servicii medicale mai bune și deficitul de imagine care a apărut uneori în raport cu spitalul din Moinei, să spunem, să fie îmbunătățit prin servicii medicale bune. Avem medici specialiști foarte buni, dar probabil că relația medic, pacient sau aparținător au avut de suferit în unele cazuri, lucru pe care vrem să ne îmbunătățim. Vă mulțumesc! Felicitări, domnule manager, domnule primar, felicitări odată cu aceste investiții. Investiți totodată în partea de perfecționare a personalului medical, pentru că știind că în știința medicală, cercetările și rezultatele se mișcă cu atât de mare repeziciune, încât trebuie să ții pasul și să fii la curent cu tot ce înseamnă noutate în lumea medicală. Și asta este foarte important vis-a-vis de calitatea serviciilor medicale. Felicitări! Ieri nu a mai fost cazul de întrebări, că era atmosfera mai... Așteptăm întrebări mai de la dumneavoastră. Aspră. Aici e multă serenitate, vedeți, la Onești. Pe rând. Da, nu toți deodată. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim, vă așteptăm. Începând cu orele 12, începe conferința municipală PSD Onești. Care este deschisă mass media, pe modelul conferinței de la județ, ca să nu mai organizăm o conferință de presă după și ca să vedeți ce discutăm acolo, invitația este deschisă, dar începând cu ora 12. Vă mulțumim, o zi bună. Mulțumim. Și mult succes și dumneavoastră în ceea ce faceți.